Stomatologi, proiectul Sport pentru Sănătate, parte din Organizația Studenților Mediciniști și Organizația Studenților Farmaciști, sub egida Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Pentru ediția curentă, obiectivul organizatorilor, sprijiniți de către sponsori și participanți, este de a îmbunătăți dotarea materială a secției de pediatrie a Institutului Oncologic Profesor Dr. Ioan Chiricuță din Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tablete, televizoare și cărți destinate micilor pacienți. Prin acest demers dorim ca mediul spitalicesc să devină adaptat nu doar nevoilor medicale ale pacientului, ci și celor educaționale și spirituale. În discursul său, vizionar pentru acele vremuri, eminentul medic, pedagog și mare iubitor al sportului, profesorul universitar Iuliu Hațeganu, de atunci rector al Universității Clujene, promova idei generoase cu privire la rolul educației fizice. El zicea, educația fizică este parte integrantă și indispensabilă a culturii generale. Educația fizică înseamnă năsuința omului cu spre sănătate, singura chizășia unei vieți fericite. Așa că prima ediție a Crossului ne-a găsit atunci în parcul care și astăzi poartă numele și a cărui înființare este datorată excepționalului medic Cluja. Astăzi, evident, evenimentul se desfășoară aici, în parcul central Simion Bărnuțiu, pentru a fi mai aproape de comunitate și pentru a putea pune în valoare exemplul pe care încercăm să îl oferim. Pe lângă obiectivul principal al evenimentului, organizatorii și participanții promovează, își dezvoltă și întăresc o serie de valori pe care spiritul sportiv le presupune, adică etică, fair play, onestitate, spirit de echipă, devotament și angajare, respect față de legi și regulamente, respect față de propria persoană și pentru ceilalți participanți, curaj, solidaritate, respect pentru mediul înconjurător. Evenimentul organizat anul acesta nu ar fi posibil fără implicarea Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, conducerii căruia îi mulțumim pentru timpul și resursele alocate. Îl invităm pe domnul profesor universitar, doctorul George Tintelegan, prorector al universității noastre, să vă adreseze mesajul conducerii universității. Mulțumesc frumos! Felicitări tuturor că sunteți aici! Marele Iuliu Hațeganu, sponsorul nostru principal de astăzi, cu plătesc, este sigur alături de noi. Să nu uităm de fapt ce înseamnă medicina, să nu uităm că pe lângă faptul că facem bine pacienți, trebuie să acționăm preventiv, trebuie să stimulăm tot ceea ce înseamnă prevenție și bineînțeles să ne implicăm activ în viața socială a cetății. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Astăzi toată lumea câștigă. Succes! 7, 8, 9, 10, 11,